Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava beneficiază de o aerogară modernă în urma unei investiții de 1,4 milioane de lei. Interiorul aerogării a fost schimbat radical, iar datorită noilor lucrări, capacitatea de procesare a ajuns la 100 de pasageri pe oră. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a apreciat că Suceava are acum cea mai modernă aerogară din Moldova. Am reușit să integrăm într-un concept modernist atât partea de lemn cât și partea de structură metalică. Și după cum vedeți și noastră, arată chiar foarte bine, spații mari, ample, volume foarte rezonabile și asta va însemna că Suceava la acest moment poate să se mândrească cu faptul că din zona Moldovei are cea mai bine dotată aerogară și acest lucru va merge mai departe, în sensul în care ne dorim să închidem cât mai repede și proiectul european, așa încât această toamnă, undeva noiembrie cel mai târziu, să ne găsească în situația în care să putem finaliza toate lucrările care sunt concentrate. Șeful administrației județene a anunțat că lucrările pentru înlocuirea pistei sunt în grafic. La suprafața de mișcare aeroportoară, care înseamnă pista, înseamnă acostamentele, înseamnă platforma, lucrările sunt la fel în grafic, chiar aș putea spune mai avansate față de ceea ce ne așteptam, pentru că am avut șansa unei ierni foarte ușoare, asta a însemnat pentru constructor foarte multe zile bune în care s-a putut lucra și vreau să vă informez că la suprafața de mișcare, e vorba de acele dale de beton care sunt pe pistă și pe căi de rulare, am ajuns la un nivel de 80%, la demolarea acostamente pistă suntem la 100%, la dezafectare fundației de balast la pistă, partea de săpătură, suntem la 78%, la decapare pământ vegetal pentru amenajarea terenului suntem la 15% și la săpături pentru finalizarea amenajării pistei suntem la 22%. Nechifor a mai anunțat că a fost dat ordinul pentru începerea lucrărilor la drumul național 29 Suceava-Botoșani, iar săptămâna viitoare urmează să înceapă lucrările și la șoseaua de centură și la drumul național 18 Iacobeni-Borșa. S-a semnat săptămâna trecută ordinul de începere a lucrărilor pentru drumul național care leagă Botoșani de Suceava. S-au adus încă de anul trecut toate elementele necesare de prefabricate, casete betonate. Sunt depozitate pe axul drumului, în afara zonei de siguranță. Iar compania care a câștigat licitația va începe probabil în data de 15 martie lucrările efectiv. Deci ordinul s-a semnat, banii în buget există și sperăm ca și această axă rutieră Botoșan-Suceava să fie finalizată în acest an. Șosea de centură, ordinul de începere a lucrărilor va fi emis probabil săptămâna viitoare. Banii sunt prinși în buget, iar firma constructoare va trebui să reînceapă din nou partea de execuție, inclusiv cu asigurarea personalului care este necesar în derularea proiectului.